A fost odată un suflet mic care i-a declarat lui Dumnezeu: știu cine sunt. Și Dumnezeu a răspuns: ce-mi spui e minunat. Și cine ești tu? Micul suflet a strigat: eu sunt lumina. Dumnezeu a zâmbit cu drag: ai dreptate, ești într-adevăr lumina. Micul suflet era extrem de fericit. Tocmai deslușise misterul pe care întreaga împărăție dorea să-l descopere. Wow, spunea micul suflet, asta e grozav. Dar curând, doar a ști, nu i-a mai fost suficient. Micul suflet a început să-și dorească să fie ceea ce tocmai descoperise că este. Și astfel, micul suflet a mers din nou la Dumnezeu, ceea ce nu e deloc o idee rea pentru sufletele care își doresc să fie ceea ce sunt adevărat. Și a spus: acum că știu ce sunt, pot să și fiu ceea ce sunt? Adică vrei să fii ceea ce ești cu adevărat? Îl întreabă Dumnezeu. Păi, răspunse el, una e să știu ce sunt și alta e să fiu ceea ce sunt. Vreau să simt cum e să fiu lumina. Dar tu chiar ești lumina, îi răspunse Dumnezeu cu un zâmbet larg. Într-adevăr, dar eu chiar vreau să simt cum e să fii lumină, se tot plângea micul suflet. Așa deci, răspunse Dumnezeu râzând în barbăi, ar fi trebuit să-mi dau seama de asta mai devreme. Mereu ai fost un spirit aventuros. Atunci privirea lui Dumnezeu se schimbă. Ar fi totuși un lucru. Ce? Întreabă sufletelul. Păi, nu există decât lumină. Vezi tu, am creat doar ceea ce ești tu. Și astfel nu există nicio modalitate prin care tu să trăiești experiența ceea ce ești, atâta vreme cât nu există opusul a ceea ce ești. Adică, întrebă confuz micul suflet, hai să ne gândim, îi spuse Dumnezeu, tu ești ca o lumânare în soare. Ești acolo împreună cu alte milioane, miliarde de lumânări pentru a crea soarele. Și soarele nu ar fi el însuși, fără tine. El nu ar fi soarele fără una din lumânările sale. Și fără tine, el nu ar mai fi soarele, pentru că nu ar străluci la fel de puternic. Deci, cum ai putea să te cunoști pe tine însuți ca fiind lumină, când tu ești în lumină? Păi, îi răspunse sufletelul, tu ești Dumnezeu, gândește-te la o soluție. Dumnezeu zâmbi din nou și spuse, am găsit deja soluția. Pentru că nu te poți vedea ca fiind lumină atât timp cât tu ești în lumină, atunci te vom înconjura cu întuneric. Ce e întunericul? Întreabă micul suflet. Întunericul e ceea ce tu nu ești. Îmi va fi frică de întuneric? Întreabă micul suflet. Doar dacă alegi tu să-ți fie frică. Nu are de fapt de ce să-ți fie teamă decât dacă tu decizi asta. Vezi tu, noi ne jucăm. Doar ne prefacem că e întuneric. A, exclamă micul suflet, deja m-am liniștit. Apoi Dumnezeu îi explică faptul că pentru a putea trăi o experiență anume, va trebui să apară exact opusul stării respective. Și asta e un mare dar, pentru că fără el, nu ai putea afla cum sunt toate de fapt. Nu ai putea să cunoști căldura fără ajutorul frigului. Nu ai putea să știi ce înseamnă sus fără jos, rapid fără încet, stânga fără dreapta, aici fără acolo, acum fără atunci. Și astfel, încheie Dumnezeu, să nu ridici pumnul ori vocea împotriva întunericului, nici să nu-l blestemi. În schimb, fii lumină în întuneric și nu te întrista din cauza lui. Atunci vei ști cine ești cu adevărat și toți ceilalți vor ști asta. Lasă-ți lumina să strălucească, pentru ca și ceilalți să afle cât ești de special. Vrei să spui că e în regulă să-i las pe cei din jurul meu să vadă cât de special sunt? Întreabă micul suflet. Bineînțeles, răspunse Dumnezeu râzând. E perfect în regulă. Dar amintește-ți că special nu înseamnă mai bun. Toți sunt speciali, fiecare în felul său. Deși mulți dintre ei au uitat lucrul ăsta. Își vor da seama că e în ordine să se considere și ei special la rândul lor, doar atunci când vei reuși să accepti că tu ești special. Minunat, râdea micul suflet sărind de sus de bucurie. Pot să fiu oricât de special îmi doresc. Și pot să încep lucrul ăsta chiar acum, îi mai spuse Dumnezeu, care dansa de bucurie împreună cu micul suflet. Apoi îl întrebă, în ce mod
îți dorești tu să fii special? Nu înțeleg, răspunse micul suflet. Păi, a fi lumină înseamnă a fi special și a fi special are multe aspecte. E special să fii bun, e special să fii blând, e special să fii creativ, e special să fii răbdător. Poți să-mi spui în ce fel ai putea să fii special? Micul suflet a rămas tăcut pentru un moment. Mă pot gândi la multe moduri de a fi special. E special să fii de ajutor, e special să fii darnic, e special să fii prietenos, e special să fii bun față de alții. Într-adevăr, îi spuse Dumnezeu, iar tu poți să fii toate astea sau orice parte îți dorești oricând. Asta înseamnă să fii lumină. Știu ce vreau să fiu, strigă micul suflet cu mult entuziasm. Vreau să fiu special fiind iertător. E ceva special să ierți? Oh, da, foarte special. Ce bine, asta vreau să fiu. Vreau să fiu iertător. Vreau să trăiesc experiența a ceea ce înseamnă să fii iertător. Bun, spuse Dumnezeu, dar înainte ar trebui să știi ceva. Micul suflet devenea puțin nerăbdător. Părea că mereu apar unele complicații. Ce anume ar trebui să știu, oftă micul suflet? Nu ai pe cine să ierți. Nimeni? Micul suflet abia putea crede asta. Nimeni, răspunse Dumnezeu. Tot ce am creat e perfect. Nu există nici măcar un suflet în toată creația asta care să fie mai puțin decât perfect. Uită-te în jurul tău. Abia atunci observă micul suflet marea mulțime ce se adunase în jur. O mulțime de suflete venisele din toată împărăția, pentru că se răspândise vorba cum că micul suflet purta această conversație cu Dumnezeu și că toți erau curioși să o audă. Privind în jurul lui, micul suflet a trebuit să-i dea dreptate. Nu exista nimeni mai puțin minunat, mai puțin magnific, mai puțin perfect decât el însuși. Atât de minunată și strălucitoare era mulțimea din jur, încât micul suflet abia o putea privi. Atunci pe cine ai putea ierta? Întreabă Dumnezeu. Of, nu va mai fi deloc distractiv, se îmbufnă micul suflet. Îmi doream să trăiesc experiența iertării. Doream să aflu cât e de special să fii iertător. Și astfel micul suflet tocmai aflase cum e să fii trist. Dar chiar atunci, un suflet prietenos ieși din mulțime și se apropie. Nu te întrista, suflet micuț, îi spuse sufletul cel prietenos. Te voi ajuta eu. Da? Se lumină micul suflet. Dar cum? Îți voi aduce pe cineva pe care să ierți. Poți tu face acest lucru? Cu siguranță, spuse sufletul cel prietenos. Poți să apar în viața ta următoare și să mă comport în așa fel încât tu să ai pe cine ierta. Dar de ce? De ce ai face asta? Întrebă micul suflet. Tu care ești o ființă atât de perfectă. Tu care vibrezi atât de puternic încât abia te pot privi. Ce te-ar putea face să vrei să-ți încetinești vibrația atât de mult încât lumina pe care o radiezi acum să se transforme într-un întuneric dens? Ce te-ar putea face pe tine care ești atât de ușor încât dansezi deasupra stelelor și te miști prin împărăție cu viteza gândului să apari în viața mea să comiți astfel de lucruri? Micul suflet fu surprins de răspuns. Nu fii atât de mirat, spuse sufletul cel prietenos. Și tu ai făcut același lucru pentru mine. Nu-ți amintești? Am dansat de multe ori împreună noi doi. Am dansat împreună de-a lungul veacurilor. Ne-am jucat împreună de multe ori și în multe lucruri. Tu doar nu-ți amintești. Am fost amândoi un tot. Împreună am fost sus și jos, stânga și dreapta, aici și acum, acolo și atunci. Am fost femeia și bărbatul, bunul și răul. Am fost amândoi și victimă și agresorul. Astfel ne-am întâlnit de nenumărate ori, noi doi, fiecare aducându-i celuilalt exact ceea ce avea nevoie pentru a putea trăi experiența a ceea ce suntem cu adevărat. Sufletul cel prietenos explică mai departe. Voi veni în viața ta următoare și vor fi cel rău de data asta. Îți voi face niște lucruri groaznice și abia atunci tu vei putea trăi experiența a ceea ce înseamnă să fii cel ce iartă. Dar ce anume vei face atât de înspăimântător? Întrebă micul suflet puțin speriat. Păi, ne vom gândi împreună la ceva, spuse sufletul cel prietenos, făcându-i un semn cu ochiul. Sufletul cel prietenos deveni deodată serios și spuse cu o voce slabă. Ai avut dreptate înainte să știi. La ce te referi? Va trebui să încetinezi vibrațiile să devin violent pentru a putea face toate aceste lucruri nu prea plăcute. Va trebui să mă prefac că sunt cineva foarte diferit de ceea ce sunt, de fapt. Aș vrea o favoare să-ți cer. Cere-mi orice, strigă micul suflet, începând să danseze, să cânte. Voi putea fi iertător, voi putea fi iertător.
Atunci micul suflet observă că sufletul cel prietenos rămase foarte tăcut. Ce anume dorești să-mi ceri? Ce aș putea să fac pentru tine? Ești un înger că faci toate astea pentru mine. Bineînțeles că sufletul cel prietenos este un înger, interveni Dumnezeu. Toți sunt îngeri. Eu vă trimit numai îngeri. Și atunci micul suflet nu-și dori nimic mai mult decât să îndeplinească dorința prietenului său. Ce pot să fac pentru tine? Sufletul cel prietenos răspunse. Atunci când te voi lovi și te voi izbi, în momentele în care îți vei face cele mai groaznice lucruri pe care ai putea să ți le imaginezi, în acel moment amintește-ți, te rog, cine sunt cu adevărat. O, îmi voi aminti, plângea micul suflet, îți promit, mi te voi aminti exact așa cum ești acum aici. Bine, răspunse prietenul său, pentru că vezi tu, eu mă voi preface atât de bine încât voi uita și eu la rândul meu. Și dacă nu îți vei aminti tu cine sunt cu adevărat, s-ar putea să nu mai fiu în stare să-mi reamintesc pentru o perioadă lungă de timp. Și dacă uiți cine sunt, s-ar putea și tu să uiți cine ești. Și astfel vom fi amândoi pierduți. Va fi nevoie ca un alt suflet să vină și să ne reamintească amândorura cine suntem. Nu, nu voi uita, ai promisă micul suflet. Îți voi reaminti eu. Și îți voi mulțumi că mi-ai adus acest dar. Șansa de a trăi experiența a cine sunt cu adevărat. Și astfel cei doi căzuseră de acord. Micul suflet își începuse noua viață, emoționat să fie lumină, ceea ce era foarte special și entuziasmat să facă din acel ceva foarte special numit iertare. Micul suflet așteptă cu nerăbdare să fie în stare să trăiască experiența iertării și să-i mulțumească oricărui suflet care făcea ca acest lucru să fie posibil. Și ori de câte ori un nou suflet apărea în preajma lui, chiar dacă acel nou suflet îi aducea bucurie ori tristețe, dar mai ales dacă îi aducea tristețe, micul suflet își amintea ce-i spusese Dumnezeu. Adu-ți aminte, eu vă trimit numai îngeri.